Salutare, salutare! Bun venit la un nou episod în Întrebări și Răspunsuri. Azi cu Cătălin o să citim întrebările pe Chris care ne-ați adresat. Haslem, da. Chris Haslem. Amândoi Haslem, așa. Da. Gata să vă răspundem la întrebările pe care ni le-ați lăsat azi pe Facebook, da? Haideți să începem. Deci, primul, Lucas Lucliu. Poți să pun o întrebare prostească? Băi, na. Nu poți. Cosmin Dobrin, maestru Fritz. Sau cum o fi, mai face skateboarding? Bă, maestru Fritz, e prin București. Nu mai, el a făcut, stai așa puțin. Stai să vedem ce face maestru Fritz. Îl sunăm acum, Andreea Marin. Să luați și numărul acolo, dați pauză, luați numărul. Să-l sunați, îi dați teroare noaptea. Să vedem dacă răspunde la telefon. Până atunci, Alex Roman. Când puteți să veniți în Arad și ce muzică ascultați? În Arad, nu știu, cu tripurile cam greu, poate pe la vară. Și muzică, orice, în afară de manele. Mai ce cumată să sunăm pe Fritz? Ascultare și Irina Login, la nunți, botezuri, teren de moți, mormântări. Ia stai că sună Fritz. Sună Jungle. Alo, Fritz, ce faci? Uite metrou. Bă, uite... Ți-ai luat metrou? Bă, Fritz, întreabă un băiat. Cosmin Dobrin întreabă dacă maestru Fritz se mai dă pe skateboard. Ce vrei să-i spui? Nu se mai dă, ar vrea să se mai dea, dar nu se poate. Dar s-a apucat de femeie, dă-l drag. Da, asta e. Bine, Fritz, mulțumesc pentru apel. Ne auzim. Pa, pa. Don Juan, ciao, ciao. Asta maestre, pa, maestre, respect. Da, da. A fost Fritz. Baftă, la ce m-a făcut scăsa? Mamă, ai ochelari de ăștia. Așa. Ia să mă joc eu. Care crezi că shoes sunt mai buni? De pe Outlet Sibiu sau de pe BMX? Eu cred că cei de pe Outlet aștept părerea ta. Sunt aceeași shoes, adică n-a, sunt toți profesional. Eu cred că sunt mai buni de la mine. Fii serios, sunt aceeași shoes. Ce dracu aveți, sunt nebuni. Așa. Când veniți prin tunul Măgurele, se poate să refaci tutoriale șterse și în acele videouri numite câteva tricuri. Davino, Vlăduț, TZ, întreabă. Tunul Măgurele, nu avem bani, ne stăm prost cu banii când facem rost de bani, o să încercăm să venim. Da. Prin vară cu tripuri. Da, și alea cu freestyle, cum am spus, le pun, o să încerc să fac tutoriale numai de freestyle pe canalul meu propriu, că na, pe Slatina Skate încerc să-l țin mai street. Așa. Street, da. Johnny Iancu. Întreabă tu și mai ales la câte plăci și la câte scări săriți. Eu sar, nu știu, nu prea fac eu street, dar sar la 4 plăci jumate, olei și scări 4 scări, pardon. Cătălin sare 5 și scări 6, 7, depinde, eu știu câte. Așa. Câte plăci ați rupt până acum? Cred că am rupt vreo 30. Vreau câteva chile de plăci, așa. Barbu Alex, ați putea pune niște dubstep sau o poezie din aia nosimă în video? Niște poezie. Dubstep. Stai că aveam ceva dubstep. Stai. Poezie, poezie. Bip! Este vreo nebunică, e de hârtie. Stai. Cum era? Tiranozaur. Tiranozaurus. Tiranozaurus. Dar nu cred că am scris bine. Stai să dacă găsesc. Dacă nu găsesc, nu mai bag niciun dubstep. Dacă nu găsim, mai ghinion. Na. N-am. Deci... Vă recomand eu, Caspa. Ascultați de la Caspa, Run the Way Girl. Deci, așa. Aici, da. Aspen, și rulele menții FKD sunt buni. Cred că sunt foarte buni, în primul rând. FKD sunt scumpi și buni. Deci, n-am avut FKD până acum. Mi-a acomandat niște Bones, Reds. Ii, dar pe așa să-i vină. Vlad Musuroi, ați putea să puneți cum vine lista tricurilor, adică Ollie, Shove It, așa ceva? Păi nu există o listă neapărat pentru așa ceva, dar dacă în street ar fi Ollie, Shove It, Fakey Shove It, tot felul de minuții de Shove It, Frontside Shove It, Backside Shove It, Fakey Frontside Big Spin, din astea. Apoi dai pe Flip Hill, Varial Flip, Varial Hill și astea, așa mai departe. Nebunica e gay, Cristianu J. Nebunica e gay? Nebunica e cam gay, așa. Nu e gay, de-al dracu. E gay, mă. Mihai Bălângea, unde e Alina? Cred că se referă la linia aia ascundă, nu? Nu știu, de viața e, frate, nu știu, eu știu unde. Asta cu fingerskate, aș fi fingerskate mai bine, nu stau acum să mă uit aici. Cum ți se par plăcile BD ce are? N-am auzit de firma asta, fantomă. BD ce are asta? Nu, n-am auzit. De când te dai pe skate și cine
te-a ajutat. Pe mine mă dau de vreo 4 ani și ceva, am plecat de mai mult timp, dar mă dau de vreo 4 ani. Zepe m-a ajutat să dau ollie, dar restul numai eu am învățat singur din tutorial de pe YouTube în limba engleză. De fapt vedeam un trick și încercam să reproduc în stilul meu de a da. Deci nu m-a ajutat mare cum nimeni. A, flipul m-a ajutat Atomic din Craiova pentru flip. Cristian și Achimescu, Marius și Cătălin, dintre toate plăcerile pe care le-ați avut, v-a plăcut cel mai mult? Și Cătălin, cât porți la picior și ce mărime ți-ai luat prima dată la placă? Mă refer cele placă profesională. Toate plăcerile pe care le-am avut noi la început, eu cu Cătălin, timp de 2 ani de zile, a fost de 7.5. Să învățăm flip profesional. După aia ne-a dat ușor, ușor la 7.6, apoi la 7.75. Da, deci stați ceva vreme pe 7.5 la început. Și eu purtam 41, el poate la 42. Tot aceeași chestie. 42, să știi, dacă vrei să-mi trimiți vreo pereche de șuți că mi s-a rupt acum. Da, exact. Plăci mai bune care mi s-au părut. Plăcile cele mai bune plăci care mi s-au părut. Și nu mi-e teamă să spun asta, deși nu mai fac reclamă la BMX Magazine, dar n-are nicio legătură chestia asta. Mi s-au părut Allmost-urile cele mai bune plăci. Și blindurile mi s-au părut foarte bune. Na, acum fiecare cum îi place, nu știu. Depinde și depinde cum te dai pe placă și depinde. Cum aterizezi stricurile. Da, depinde cum aterizezi stricurile, da. Ca așa și una fără tehnologie. Da, automat. Te ține mult dacă aterizezi toate tricurile bolți și nu cazi pe nou spătei. Da, bineînțeles. Mi-a plăcut, nu știu, au fost multe plăci care mi-au plăcut, dar depinde de fiecare în parte cum se dă. Na. Poate să toate plăcile profesionale sunt bune, deci să țineți minte asta de la mine. Lăsați prostiile care e mai bune și care nu. Plăci, lemne, dă-le, dați-vă pe ele, dați-vă pe ele. Să fie din skate shop, atâta tot. Așa, mamă câte întrebări sunt. Mamă câte întrebări sunt. Un ochelare de Superman. Marius, dacă ai afla cât mai ai de trăit, că mai ai de trăit 24 de ore, ce ai face în orele alea? Mă, băi, nu știu. Aș suna pe Bianca, un la mână. Așa. După aia, aș mânca un pui Shanghai. Aș bea un suc. Un câine frip pe proțap. Aș mai conduce puțin mașina. M-aș duce la pește. Aș da un only impossible. Și m-aș împăta. Și eu știu ce treacă. Nu știu. Așa. Și că vă plac merele ciocolata, lămâia verde, skate HD. Skate și... HD, trec cu skate HD. Nu știu. Poate. Nu știu. No limit. De când ești cu Bianca? Se referă la mine. Păi am 8 luni jumate aproape de când sunt cu Bianca. Dragoș Mocnașu, ce părere aveți de roțile Bones? Vreau și eu roț Bones. Vreau și eu roț Bones. Bune. Când faceți un videoclip, Bani cu Răzvan, când faceți un videoclip, dăm tricul cu plăcile eroilor mafia. Păi stai să rupă, că mai avem plăcile alea vechi, știi? Trebuie să le rupem pe alea și le montăm și apoi o să facem și cu alea. Stai și că o să facem și cu alea. Dar sunt plăcile bune, ca oșelalt și vă spun eu că sunt rezistente, sunt foarte bune. Cât e ceasul? 9.21 în momentul ăsta. Băi, ești vagabond, tu n-ai ceas. Cât e ceas sau? Marius, care este mai bun, Royal Mafia sau Darkstar? Mă, v-am spus, lăsați întrebările astea prostești. Toate plăcile care sunt profesionale, sunt bune toate, dă-le dracu de plăci. Care e mai bună aia, care e mai bună aia. Dați-mi aia... dracu, sunt lemne, toate la sunt bune. Prozar, aia de la Prozar, toate plăcile sunt bune. Salut, când o să mai faceți clipuri cu zilele astea? Erau preferatele mele. Păi de ce urmează, erau? Păi urmează. De ce erau? Urmează, că tocmai ce-am filmat cu nebunica. Să vedeți ce căzătură a luat în balcă. Așa, hai să mai sărim. A vrut să note. Știți vreun skate shop în care pot cumpăra Supra shoes? Scout Supra. Modelul Amigo de la ei. Supra mi se pare că am văzut pe Outlet Sibiu și pe Area 52? Erau pe Area 52 Supra? Mm. Sau mi se pare? Nu pe Area 52. Mi se pare că pe Outlet Sibiu am văzut Supra. Oli sau nu mai știu. Sau pe Old School Shop? Nu, pe Old School Shop? Pe Oli. Sau nu, Oli. Nu știu, nici nu știu. E încearcă știu, Area 52, Old School Shop, Kickback, Outlet Sibiu, Oli Gang Shop, nu știu. Ia le știu pe să le rând, nu știu. Spune plăcile Firefly. Am mai spus de 5 milioane de ori Firefly. Da, sunt bune la grătar. Fii, uite pentru ce sunt bune. La grătar. Astea sunt Firefly. Deci tu știi cum e Smithy cu placa Firefly? Firecracker! Firecracker, da. Ce mai bun mici? Dacă bagi o placă Firefly... Dragoș Sandu, top 5 cele mai grele încercate de voi, tricuri. Încercate de voi și încă o întrebare, când o să puneți tutorialele la grinduri, slide-uri? Nu prea dăm grinduri și slide-uri, că nu prea avem unde slatina. Da. Nu știu. Nu știu ce să zic la tricul ăsta, la astea tricuri, nu prea... Da, deci am backflip, frontflip... Nu știu, pe bune, chiar nu știu ce să zic aici.
Marius e bun, Speed Demon 775 pe piciorul de 36, Dobrin Mihai Alexandru, puțin cam prea mare pentru piciorul tău de 36, sincer. Cum se dă backside 360? Poate că nu crezi eu. Poate îi spui și lui, că și el lucrează la asta. Îi spui și nouă. Lucrăm momentan. Când veniți în cinătie, nu avem lovele, dinero. De cât timp te dai freestyle și te-a făcut, ce te-a făcut să alegi acest stil? Păi eu m-am dat mai dând tot timpul freestyle, că am amestecat cu street, n-am, nu știu. Și că vreau întrebarea mea în clip, dacă nebunică mai face modă. Ce? Modă, mă. Cu ciorapii, mă, frate. Se referă la ciorapi. Face, astăzi a făcut modă. Cu tricou ud în baltă. Stai, mă, că întrebă unul dacă ce preferă. Blondă, blondă sau brunetă? Că e Bianca ce e? Portocalie? În cap? Roșcată. Roșcată? Spre portocaliu, așa. Roșcată. Deci alea... Roșcată spre portocaliu, alea îmi plac. Teddy, unde e? Sau fashion? Fashion l-am văzut juca ping-pong acum două zile. Fashion cu ăla, cu prietenul Ionuț. Să dea și la pe skate. Amândoi s-au lăsat și jucau ping-pong. Teddy, nu știu, Teddy umblă cu grasul ăla, cum zice, cu George. Grasule! Veniți în Pitești să trăiești, dacă avem bani. V-ați apucat de skate pe acolo, pe Pitești. Bagaponți! Câte kilograme are maică sau nebunică? Ia. Asta Catana a întrebat. Nebunică. Nebunică a spus că va face tutorial la Nori... Opa, Nori Laser Flip. Tu cu Rocket Grind, cu Nolly 360 Humor Hill Late Flip, când îl faci? Bă, nu știu, cred că în altă viață. Vezi, Catana, bă. Zic, câte kilograme are maică sa lui nebunică? Nu știu, frate, câte kile are, de unde știu? Catana, ai sânge în coaie? Da. Deni Obreaja. Diana, ce mai face? Nu mai vine și ea pe la skate? Bă, Diana s-a lăsat de un an și ceva de skate, nu știu, și are alte pasiuni, nu știu, gen statul și nedatul pe skate. Și fumatul. Eu știu treaba ei, nu știu, eu știu ce face ea, eu știu. Nu știu, trebați-o. Vă dau aia, Diu. Da. Lăsați oamenii în pace, lăsați oamenii în pace să facă ce vrea. De la cine a învățat nebunică să dea așa pe, bine pe skate? Bă, l-am învățat eu impasibil. Nu știu, nu ne mai țin minte. Eu l-am învățat cum să facă taekwondo, K1, MMA, wrestling, UFC, toate astea și street fight. Că am făcut ieri street fight cu el. Robert Ruderco, de unde va veni pasiunea de skate? Întrebare pentru Marius și Cătălin. Păi e de la underground, urbanistic, chestii de genul cool. Cred că de acolo, nu știu. Bă, nu știu, la noi a început când i-am văzut pe unii pe la bloc și după aia l-am văzut pe șeful tribului. Chris Skate, de ce nu mai faceți reclamă la BMX magazin acum? Serios, ziceți? Păi... Aul. Mi-am dat demisia, nu mai lucrez la BMX magazin. Motive personale și nu mai fac reclamă. Na. Trebuie să răspundă la fiecare parte. Contează. Nu mai lucrez și cu asta. Johnny Iancu. Șovit și Pop Șovit. Ce idiot. Cred că l-a înjurat pe altul. Da. Lăsați-ți înjurăturile. Care a fost prima voastră placă profesională pentru mine și Cătălin? A mea a fost una din Italia completă. Orion? Da, de la Orion parcă am avut-o. Nu știu, dracu fină. Și a mea prima placă, bine, Dark prima Star placă am luat-o de la el, un Darkstar, așa, bine, nu era nou. Dar după aia mi-a luat un blind, cu multe cururi. Și mai mi-a luat unul după aia. Am poze, vă arăt poze. Pun de seară poze, ia să zic. Păi, cam astea au fost. Sper că n-am mai ratat câțiva, dar nu sunt prea mulți. Na, nu puneam să le facem, să răspundem la toate, dar... Te mai întreabă unul, Tudor Miclea. Cât timp credeți că va dura chestia cu Satina Skate Crew? Canalul a fost înființat de mine. Deci va dura... Eu nu o să șterg niciodată canalul. Va dura până la infinit, da. Da, deci o să am 50 de ani și să am canalul ăsta. Și o să-mi aduc aminte, uite ce făceam pe canalul ăsta, ce făceam acum nu știu câți ani de zile. Și? Da. Asta a fost episodul din săptămâna asta. Sper să facem și săptămâna viitoare unul. Și ne auzim la următorul episod, întrebări și răspunsuri, bagabonților. Mai ușor cu întrebările alea stupide. Mă distrez cu voi. Sunteți primii dracu, măi. Ce-i dracu de... Mitică de la Ligă. Ce-i dracu de simpatici dracu.